Am văzut că ați venit frumos cu tricolorul și dumneavoastră, și domnul Nica, dar n-ați fost printre vorbitori. Ați știut că nu o să fiți? Sau, conform protocolului, trebuia să fiți printre vorbitori sau nu? Ați știți? văzut această acțiune jucat bine? Politic e, sunt jucate orice orice investiții, indiferent de omul politic la care facem referire. Dar, totuși, dumneavoastră, domnul Nica, domnul Stănușoi, unde e aeroportul, toți trei ați fost prezenți dintre liderii uh, din județul Timiș. Considerați că trebuia să fiți acolo pe scenă sau nu? Știți, eu personal nu am astfel de. Orgolii sau nu știu ce, eu nu am o lipsă de ocazii să vorbesc în public. De, siguranță și nu, de aceea dar nu îmi analizăm... trebuie și nu mă aștept. În același timp, dacă la aeroportul Timișoara, cumva, vorbesc tot felul de miniștri care au avut mai mult sau mai puțin de a face cu acest proiect. Și Aici nu... la ce ministru faceți referire? Că bănuiesc că nu la domnul Grindianu că domnul Grindianu chiar a avut o contribuție Poi, a importantă A vorbit de exemplu doamna ministru de externe și așa mai departe și dacă nu cum să zic, ca un semn de respect pentru orașul pe care îl reprezintă primarul, pentru județul pe care îl reprezintă președintele Consiliul, Consiliului județean, dacă nu dai această mică reverență de respect care este una politică, pentru că, până la urmă, în primul rând, reprezentăm, suntem persoane alese, reprezentăm nu partide, ci reprezentăm cetățenii. Da, vrei să transmiți un semnal și nu doar că n-am vorbit, că ne-au și pus așa în rândul 2 pe margine acolo, adică au vrut Erau să. Erau că... locurile prestabilite, că n-am da, făcut. Da? Da, normal, și normal. când ați intrat așa, ați intrat și noastră pe muzică sau da, nu? nu. Nu, am, intrat, intrat așa cu am intrat ca oameni normali um, și ne-am așezat pe locurile care, cumva, locurile cumva desemnate, și, încă o dată, pentru mine nu e absolut niciun fel de, de. cumva nu mă simt jignit, nu sunt supărat, absolut nimic, dar, bineînțeles că a fost un semnal. Și ce este interesant, dacă îmi permiteți, că știu că trebuie să facem o pauză, dar ce este interesant este că vedem aici felul în care funcționează PSD-ul. Pentru ei este important, printr-o astfel de mișcare, să proiecteze putere. Să zică, uitați, aici suntem noi și voi sunteți mici. Acum am venit noi din București, ne punem pe primele locuri, ținem speech de o oră jumătate și după aia mergem să facem poze unde, atenție, au fost invitați invitații noștri din București să, să facă poze și adică au spus foarte clar că nu vor ca cei locali să fie prezenți la poze Nici la și poze? N-ați la nu. poze? Și asta e, cum să zic pe, pe mine aproape mă amuză pentru că este o gândire um, o gândire atât de departe de, de spiritul locului um, că spune foarte foarte multe despre cei care au o astfel de gândire Că ei cumva cred că nu știu pe cine au crezut că o să impresioneze cu acest, această desfășurare de forță și de putere și uh, uh, deci pe Iar... mine mai degrabă mă amuză și dar au venit foarte foarte mulți la mine care au fost prezenți oameni de afaceri din Timișoara reprezentanța instituțiilor care s-au simțit cumva jenat de situație și care au venit la mine și după aia și Au observat mai multă lume acest și aspect Da, foarte mulți au observat Păi toți au observat în sală, adică era palpabil cumva acest lucru și aplauzele pentru cei care au vorbit au devenit din ce în ce mai puține